Asociația studenților la psihologie și sociologie din Timișoara, prin intermediul proiectului PsyVest, a organizat conferința intitulată Terapia Online. Bogdan Tulbure, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității de Vest din Timișoara, ne-a oferit câteva informații despre ce înseamnă psihoterapia și cum a ajuns aceasta să fie practicată în mediul online. Psihoterapia este o activitate foarte complexă prin care un specialist, psiholog de obicei, dar poate să fie adesea și medic, îl ajută pe un client să depășească anumite probleme pe care nu le poate depăși de unul singur. Tradițional, ea se făcea față în față, așa cum avem noi interviul acesta, și se considera că relația directă dintre consilier, psiholog și pacient este un ingredient central. Dar în ultimul timp, datorită dezvoltării tehnologiei, ne-am dat seama că este posibil și nu doar posibil, și eficient ca noi să livrăm aceste programe online și lucrul acesta cumva a contribuit la diseminarea, la accesibilizarea acestor servicii pentru populație în general. Ca orice formă de terapie, consilierea psihologică online oferă foarte multe beneficii atât pacienților cât și specialiștilor din domeniu. Din punct de vedere al pacientului, el poate să găsească mai ușor un terapeut care este competent și care poate să-l ajute, își reduce mult costurile, pentru că practic cheltuielile pe care le are de suportat sunt semnificativ mai mici dacă face terapie online comparativ cu cea față în față. Nu mai e necesar să meargă la terapie, să găsească un program comun și de asemenea nu mai pierde timpul pe drum în sensul acesta, poate să facă lucrurile oricând. Din punctul nostru de vedere ca specialiști, cel mai mare avantaj poate este accesul la o populație care în momentul acela are un anumit diagnostic și pe care nu putem găsi, de pildă, în Timișoara sau în orice alt oraș mare. Dacă faci online, ai acces practic la toate persoanele care știu limba română și care ar putea să beneficieze de programul respectiv. Conform rezultatelor obținute în urma testării programelor desfășurate de membrii Departamentului de Psihologie din cadrul UVT, s-a dovedit că pacienții au apelat la terapia online datorită avantajelor financiare. Din câte am văzut până acum, unul dintre caracteristicile atractive pentru în programul pe care noi ca și UVT le-am desfășurat a fost faptul că livrarea a fost gratuită, deci toți cei care au beneficiat de tratament nu a trebuit să plătească și scopul pentru care noi am făcut aceste lucruri este că aveam niște studii în desfășurare, vrem să testăm eficiența anumitor programe și atunci era cumva un avantaj reciproc. Atât terapia tradițională cât și cea modernă au avut același scop, formarea și păstrarea unei strânse legături între pacient și terapeut. Toate studiile au demonstrat că cele două tipuri de terapie sunt la fel de eficiente. Deci nu există diferențe semnificative. Cu alte cuvinte, fie că îl vezi față în față pe client, fie că faci terapia online, dacă pachetul de intervenție este același, rezultatele sunt similare. Sfârșitul conferinței a fost destinat unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.